În raionul Orhei, femeile sunt tot mai des implicate în realizarea drogurilor. Concluzia aparține reprezentanților grupului antidrog din cadrul Comisariatului de Poliție. Potrivit oamenilor legii, la baza acestui fenomen este faptul că legea este mult mai blândă față de femeile care comit astfel de infracțiuni decât față de bărbați. Potrivit inspectorului superior al Serviciului Antidrog al Comisariatului de Poliție Orhei, Vadim Andrițchi, cel mai frecvent sunt atestate cazuri de vânzare a paielor de mac și cânepă, care adesea sunt crescute chiar în grădinile gospodăriilor personale și ia amploare implicarea femeilor în infracțiunile de realizare a drogurilor. Cel mai des ca persoană realizator de droguri sunt de sex feminin, deoarece dânsele știu că în cazul în care vor fi atras la răspundere penală, pot să ocolească legea. Deci legea în privința acestora se aplică mai blând față de ca bărbați, deoarece au copii la întreținere și întotdeauna se aplică pedeapsa cu amânarea executării pedepsei, pentru că va plini copilul 8 ani de zile. Conform datelor Comisariatului de Poliție, cele mai multe asemenea cazuri au fost înregistrate în orașul Orhei, în special în cartierul Slobozia Doamnei, unde locuiesc compact reprezentanții etniei rome. Cel mai des cazuri înregistrate de către CPR Orhei au fost pe teritoriul orașului Orhei. Cea mai problematică zona orașului este, ca de obicei, cartierul Slobodka, unde permanent persoane de etnie romă realizează droguri. Cel mai des prevalează drog de origine vegetală, adică marihuana și paile de mac. În cartierul dat, permanent sunt înregistrate cazuri de realizare a drogurilor în cantități deosebit de mari cât și mari. În raionul Orhei, la evidența medicilor narcologi, sunt 85 de consumatori de droguri. La evidența operativă a Comisariatului de Poliție Orhei sunt 185 de persoane care consumă și realizează droguri. Ecaterina Țurcan, Ion Apostol, fiți la curent!